La parohia de la Valea Româneștilor, corul preoților din Mușcel a susținut un concert de colinde dedicat nașterii Domnului. Înaintea începerii concertului de colinde, preotul paroh Ionuț Macovei, alături de un sobor de preoți, a oficiat o slujbă de mulțumire pentru binefacerile primite în acest an. Cel ce este binecuvântat, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, întrutor, lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, patronul și ocrotitorul acestui sfânt locaș, cu rugăciunile Sfinților, drepților, dumnezeiești, părinții, Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni tuturor. Apoi a urmat concertul de colinde, unde preoții corului au reușit să bucure inimile celor prezenți. Copiii prezenți în biserica de la Valea Româneștilor au primit câte un mic cadou. Dumneavoastră care ați venit și împreună cu noi ați cântat lui Dumnezeu să ne ajute ca să ne întâlnim și în noaptea sfântă de Crăciun, începând de la ora 6 dimineața, să-i cântăm și noi împreună cu păstorii și împreună cu îngerii. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu, de pământ pace, între oameni bunăvoiți.